Deși are 40 de zile, pentru mulți dintre creștini, postul Paștelui nu înseamnă neapărat o corvoadă. Oamenii se gândesc că în acest timp să-și curețe și sufletul și organismul. Foarte ușor. Este mâncare de toate felurile. Dar ce gătiți? Fasole, cartofi, borș cu fasole, borș cu cartofi, plăcintă cu varză, plăcintă cu cartofi, plăcintă cu miez de nucă, orice. Este. Mulțumim lui Dumnezeu. Eu nu m-am mai înfrupt, dacă Dumnezeu până la Paște. Toată perioada, dacă Dumnezeu și mă vrednejește Dumnezeu, toată perioada. E cel mai greu din toate posturile. Postul de Crăciunului mai mâncăm pește, mai mână altă, dar ăsta e mai sever un pic. Dar nu, pentru mine și soțul meu, cel puțin nu ne incomodează cu nimica. Și îl țineți la început? La început până la capăt, până ultima zi care mergem și ne spăvătâni, o împărtășim ca fiecare om. Și cam ce gătiți așa? Noi din toamnă punem toate astea la conservat, la congelator. Fasole, mazăre, ardei, tot ce depinde de ce avem în grădină, că noi suntem la țară. Sunt că singură, este cu și. Cartofi sunt, fasole sunt, de acu ies verdeața, urzișile le găsim aproape de noi, acolo. Și da. Ce faceți și... mâncarea asta? Păi, fac pireu de urziși și zamă obeu, că e bun pentru tratament, așa. Fasole bătute, borș cu fasole și tot așa înainte, tot fasole, cartofi iar la fel, salată de cartofi cu maslini, cu, da, sărmale cu orez și cu bureț, că avem ghebi strânsă de, am un congelator, ghebi strânsă de astoamnă. Și pun corșie, sunt și sărmale buni, cel mai bun, mai bun ca cu carne. Mai sunt însă și persoane care nu sunt dispuse să renunțe la carne, lapte și ouă, fie nu au bani, fie nu le permite sănătatea. Nu, preții, nu. De ce să... E păcat. Fac tratament pentru ficat și țin mai puțin. Adică, nu știu cam ce mâncați. Ei, dacă așa am regim, lactate, mai mult ouă n-am voie, salate. E scump postul acesta? Ei, e scump, dar oricum nu pot să-l țin, că e un tratament. În acest an, Paștele va fi sărbătorit pe 20 aprilie.